îl acuza pe Miron că echipa sa a pierdut 8-9 puncte în actualul campionat pe mâna lui Miron, pe greșelile acestea. Îl vedem acum la balon pe Miron, pierzând mingea la centrul terenului. Balon recuperat de Caiado, păstrat în teren de Crețu. Acțiunea fundașului dreapta, centrare foarte bună și ocazie bună de a-și dubla.